În această perioadă caniculară, stropirile pe carosabil contribuie la răcorirea aerului și la crearea unui mediu mai plăcut. Acțiunea de spălare a carosabilului vizează reducerea disconfortului creat de caniculă și face parte dintr-un plan de măsuri adoptat de către autoritățile locale în vederea protejării populației în perioadele cu temperaturi ridicate, urmărindu-se totodată și reducerea emisiilor poluante de praf. Echipele primăriei municipiului Timișoara sunt prezente în fiecare dimineață, la prima oră, pe străzile și arterele principale ale orașului, pentru a ajuta la reducerea disconfortului termic.